Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Dan din București și astăzi vin cu două noi știri. Prima știre este: Dinamo pregătește două lovituri. După plecarea lui Ciobotariu, un negocier cu CFR Cluj pentru Mihai Butean și Alexandru Pașcal, un jucător care au jucat puțin înspre deloc la CFR Cluj, iar cei doi s-ar afla în discuții cu Dinamo, dar mai întâi să-ți rezilieze contract, să vină liber de contract, să se înțeleagă cu ei, să vină împrumut până la vară la Dinamo. Câinii s-ar putea întări fie cu Mihai Butean, fie cu Alexandru Pașcanu. Ambii sunt fotbaliști pe care Dan Petrescu s-a bazat puțin spre deloc în prima parte a campionatului, iar dinamoviștii speră să ajungă la un acord cu CFR pentru împrumutul celor doi. Dacă Mihai Butean este în discuții și cu cei de la Astra Giurgiu, dar cei de la Astra Giurgiu vrea să le ia definitiv, iar cei de la CFR vreau să-l dea doar împrumut, deci cred că la Astra nu se va duce, pentru că cei de la CFR vor să-l dea împrumut, iar Astra vor să-l ia definitiv, cum se mai spune și aici. Cu ce alege Dinamo în urma acestei tranzacții? Cu 150.000 de euro, bancii vor fi destinați plăților ultimelor salarii restante, dar și plus posibilitatea ca măcar un jucător din curtea campionii să vină la schimb. Este o sumă foarte mică, 150.000 de euro dată pe Ciobotariu, pentru că a avut un sezon foarte bun la Dinamo, și eu zic că măcar 300.000 de euro, 400.000 de euro era foarte bun. Nu știu acum dacă Ciobi Junior va juca meci de meci la campionatul României și va juca și în Europa League contra Sevillei, dar în campionat cred că va juca. Și pentru asta cred că le-a mai mult Dan Petrescu, cum spune și aici. Conform ultimelor detalii din Spania, Ciobi Junior și-a făcut deja bagajele și se va pleca în scurt timp din cantonamentul câinilor la Oliva Nouă, locația unde formația lui Dan Petrescu este cantonat. Acum nu știu, voi pe care ați prefera, Mihai Butean sau Alexandru Pașcanu? Eu zic că Alexandru Pașcanu ar fi un jucător mult mai bun, dar pe poziția lui avem deja jucători, deci Mihai Butean ar fi un jucător foarte util pe poziția de unde a plecat Ciobotariu, pentru că acolo nu mai avem jucători. De fapt ar putea să joace Ciobotariu, iar pe partea elaltă să joace Gabriel de Moura, dar știți povestea că și Gabriel de Moura s-ar putea să plece în această iarnă. Și haide să trecem la următoarea știre, o știre destul de interesantă. Următoarea știre este aceasta: Dinamo revine la moda repatrierilor. Valentin Lazar se întoarce în Ștefan cel Mare. A făcut vizita medicală, iar vineri ajunge în Spania. Valentin Lazar va efectua vizita medicală astăzi, dar mai așteaptă puțin pentru a putea să se înțeleagă cu Dinamo asupra negocierilor pentru a asigura pretențiile sale financiare, adică dacă el cere 10.000, clubul să-i dea măcar 7-8.000, ceva de genul, să zicem. Eu... Așa, cum zice și aici, Lazar, ultima oră la Umran Espor, echipă din Liga Secunda Turciei, s-ar fi înțeles din principiu cu Dinamo, informează ProSport. Acum nu se știe dacă va veni sau nu, și dacă va veni, va fi al doilea jucător care semnează cu Dinamo, după ce Lucas Covaia a semnat cu Dinamo și a jucat chiar și în primul amical cu Dinamo Dresda, a pierdut 1-0. S-a resimțit că Dan Nistor n-a mai fost, dar eu cred că nu e o pierdere foarte mare, pentru că l-avem pe Diego Fabrini. Fotbalistul efectuează în această dimineață vizita medicală la București, iar vineri va ajunge în cantonamentul câinilor din Spania. Lazar va fi cel de-al doilea transfer al lui Dinamo din această iarnă, după fundașul slovac Lucas Covaia. Lazar a jucat de-a lungul carierei 4 ani la Dinamo, unde a marcat 16 goluri în 89 de meciuri. A mai jucat de-a lungul carierei pentru Petrolul Ploiești, Chimia Brașov, Sportul Concordia, Chiajna, al Sailia, al Caraitiat, cred că am zis bine, și Omran Espor. Echipe numai din Turcia și România. Nu știu dacă va fi un transfer foarte bun, dar atunci când a jucat la Dinamo, adică în 2016, parcă a avut cel mai bun sezon al lui, sau 2017, chiar nu mai știu, ceva de genul. Scrieți în comentarii, vă v-ar place acest transfer la Dinamo sau nu. Sper ca să vină la Dinamo Mihai Butean și acesta, și de ce nu și Alexandru Pașcanu, să ne întărim la fundaș, pentru că avem foarte mari probleme, și de ce nu să avem și un atac bunicel, chiar dacă mijlocul nu va fi așa cum trebuie. Ne-ar mai trebui un jucător și la mijloc după ce a plecat Dan Nistor. Deci cam atât a fost cu episodul de azi. Nu uitați să lăsați un like și un subscribe. Eu am fost doar Dinamo București și ne revedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!